Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Independentă, dacă te-ai născut pe 7 decembrie, ai o curiozitate insațiabilă, un exces de energie ți afectează căutarea în de idei, locuri și interlocutorii noi. Ca umanist care încearcă să salveze lumea, ești interesată sincer de tot cei pentru care pledezi în apărare, știi nu numai cum să vorbești. Ci și să faci, respectând strict principiile solide, îți vei apăra pe deplin punctul de vedere dacă cineva îl pune la îndoială. Ești un personaj original. De-a lungul vieții, îți este dificil să te înțelegi cu ceilalți, indiferent dacă ești la școală, la serviciu sau în familie. Crești cu gândul că nu ești ca toată lumea, că ești ciudată și chiar excentrică. Chiar dacă nu este real, tu crezi în acest lucru și trăiești cel mai adesea în funcție de așteptările tale. Ești întotdeauna atrasă de cei care sunt, de asemenea, ciudați. Îi respecti pe cei care își urmează propriul drum prin viață, indiferent unde duce. Desigur, în secret, tu visezi să te confunzi cu ceilalți, încercând să te amesteci cu mulțime. Poți chiar să depuni eforturi extraordinare în acest sens? lucru care afectează întotdeauna negativ starea sistemului nervos. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, inconstanță, sinceritate, imprudență. Ești energică, iubești natura, ai o sete mare de independență spirituală. Viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă ți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici. Sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri. Generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan, conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot aduce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase, ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială. Dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atâtea de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană măestoasă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminuezi motivația. Trebuie să dai frâu liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor, deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter, de la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine, interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali, planeta ta în exil este Mercur, lui Mercur îi poți mulțumi pentru atitudinea selectivă față de informații, precum și pentru lipsa capacității de a evalua în mod sensibil informația, ești sociabilă, deschisă, optimistă, ai resurse mentale inepuizabile. Compasiunea ta este suficientă pentru mulți care au nevoie. Umanismul este principiul de bază al existenței tale. Tu încerci să salvezi lumea de minciună, fals, violență și boli. Vei plonja în orice proiect cu capul. Pentru tine, este important să fii în formă. Asta te determină să faci fapte bune. Din păcate, tu ajuți deseori acolo unde aceste lucruri nu este necesar. Dar tendința de idealizare a evenimentelor nu-ți permite să observi o greșeală. În anii tinereții, manifesti hotărâre în alegerea profesiei și a scopului vieții. Se poate să fi încercat în multe calități, complete diferite și chiar opuse, până când găsești zona care îți convine cel mai mult. De obicei, nu te oprești niciodată pe calea lasă, dar aceste lucruri nu înseamnă că ești nemulțumită de alegerea ta. Acest lucru se explică parțial prin faptul că subiectul interesului tău nu aduce întotdeauna satisfacții materiale. În consecință, iritarea și anxietatea, îndoielile cu privire la alegerea făcută sunt inevitabile. Este pur și simplu necesar să zlăbești cerințele pentru tine. Dacă vei fi dată dovadă de talente deosebite în copilărie, oamenii din jurul tău încep să-și construiască planuri grandioase pentru tine. Ceea ce în final îl face pe copil nervos, contribuie la izolarea lui. Ceea ce se explică prin faptul că copilul se înconjoară aproape special cu un zid pentru a evita dezamăgirea sau ostilitatea ulterioară. Dacă ai avut o noroc cu părinți care arată o înțelegere corectă, îți poți găsi rapid aplicația în viață. Și dacă în plus, ai noroc și găsești o persoană care poate dezvolta înclinațiile stabilite de natură în tine, poți deveni proprietatea societății. Visătoare, riști să intri în lumea iluziilor. Cel puțin într-o oarecare măsură, trebuie să te apropii de preocupările familiei, să menții un contact strâns cu prieteni, să scrii scrisori, într-un cuvânt, să comunici cât mai mult. În relațiile personale, uneori este util să atragi atenția sporită a partenerului. Trebuie să-ți amintești că autocompătimirea și insecuritatea sunt asemănătoare cu o travă, te distingi față de alții nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești cinstită, aventuroasă, respectând tradițiile, simplă, în relațiile cu bărbații, nu tolerezi patriarhia, ești obișnuită și accepti doar să fii în condiții egale cu un partener nu ți este frică să iei inițiativa și să iei chestiunile în propriile tale mâini. Pentru a fi cucerită inima ta, nu poți să lupta decât bărbați strălucitori și carismatici, în niciun caz inferior ție. Un candidat pentru inima și mâna ta trebuie să fie capabil să creeze împreună cu tine un cuplu demn. Cum afectează data de 7 decembrie soarta ta? Ești deșteaptă, hotărâtă, deschisă la noi cunoștințe și descoperiri. Înțelegi rapid esența materiei și ești plină de idei creative care sunt utilizate în mod activ în creativitate, viață personală și activitate intelectuală, capabilă să iei decizii non-standard. Toate acestea sunt departe de un cadou al soartei. Ești foarte deosebită, din cauza aceasta este dificil în viață să găsești un limbaj comun cu ceilalți. Încă din copilărie, da impresia unui individualist excentric și încerci să te înconjori cu oameni extraordinari. Tu obosești de un exces de atenție asupra personalității tale și chiar încerci să devii ca tot ceilalți, să te contopești cu mulțimea, dar viziunea standardă despre lume poate afecta negativ sistemul tău nervos. Ești supus în și te cauți pe tine însăți multă timp. Acest lucru se aplică atât alegerii profesiei, cât și scopului tău în viață. Pentru a nu face o greșeală, încerci în diferite zone, uneori opuse, unde să descoperi noi calități și înclinații în tine, până când vei găsi un loc confortabil pentru tine însă În drumul către autocăutare, poți fi iritabilă și încordată, însă după ce ai decis o alegere, o schimbi foarte rar, chiar dacă în timp se va dovedi că nu este total de succes. Acest lucru se poate explica prin faptul că valorile materiale nu stau pe primul loc pentru tine. Ești excesiv de autocritică și exigentă pentru tine însăți, stabilești standarde ridicate pentru tine însăți, iar dacă nu reușești, ești predispusă la autoflagelare prelungită. Ai nevoie de o persoană care să te poată ajuta la dezvoltarea potențialului tău natural, fără presiune și speranțe grandioase. Pentru a evita o altă dezamăgire, trebuie să participi activ la viața de familie, să petreci timp cu prieteni, să mergi la petreceri, deoarece din lipsă de comunicare, poți să te izolezi de lumea exterioară și să intri complet în lumea iluziilor și fanteziei. Idealist ardentă, poți legitima doar relații cu adevărat semnificative pentru tine însăți, datorită naturii personajului și ambiguității tale. Izbucnirile pasionale spontane pot fi înlocuite de indiferența rece și nevoia de a te retrage cu gândurile tale. Când valul deznădești pleacă, ești din nou pregătită să-ți demonstrezi sincer și deschis emoțiile și sentimentele, fără să-ți dai seama că astfel de fluctuații pot răcori relațiile cu prietenii și cu cei dragi. Ești gata să-ți împărtășești bucuria tuturor, dar trebuie să suporti singură experiențele negative. Fără ajutor din afară, tu crezi că aceasta este o vină personală și defectul tău, și nu ești pregătită pentru ca ceilalți să te vadă în momentele tale de slăbiciune. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație romantică, ești pasională și generoasă, deși consideri că dragostea este o experiență grozavă, natura interioară necesită timp pentru gânduri solitare. Prin urmare, îți poate fi dificil să găsești un partener care ți este atrăgător și care dorește să se adapteze la schimbările tale frecvente de dispoziție. Lei și Berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine, dacă uniunea are loc înainte de vârsta de 28 de ani, vei putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă, în astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie. Împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător. El va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine, și de preferată la a doua căsătorie. Cu pești și fecioară îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și Capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură. Astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste, o opțiune ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit, sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsei lui de chipzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești foarte curioasă, ești interesată de tot ce se întâmplă în jur. Pur și simplu nu poți obține suficiente cunoștințe. Curiozitatea naturală te împinge să dezvolți noi domenii de activitate la orice vârstă. Dacă ești interesată de ceva, este extrem de dificil să fii distrasă. Personalitate pasionată Ești cea mai eficientă și mai productivă dintre lucrători. Pentru tine, multe caracteristicele altor reprezentanței zodietale sunt neobișnuite. Dar tu ești caracterizată de umanism, de dorința de a ajuta orice persoană care suferă. Ajutorul tău este întotdeauna vizat. Tu nu mergi împotriva sistemului, nu încerci să rupi bazele morale sau legale. Este mult mai important pentru tine să ajuți pe toți cei care au nevoie și, în consecință, să primești recunoștință. Ești gata să lucrezi dezinteresată dacă vezi clar obiectivul din fața ta. Pentru tine, misiunea socială este importantă. Poți avea succes deosebit în activități sociale, politică, muncă socială, sănătate și boli. Ești foarte sensibilă suferi datorită factorilor de stres de zi cu zi. Situația este agravată de dorința ta pentru produse farmaceutice. Poți crede că stresul este imposibil de îndepărtat fără medicamente. Având în vedere caracteristicile tale personale, orice tip de tranquilizante, substanțe narcotice, trebuie excluse din orice utilizare. Dintre bolile comune, cel mai adesea dezvolți alergii. Praful caznic detergențe și componentele cosmetice pot fi alergeni. Cea mai frecventă manifestare a alergiilor pentru tine este dermatita de contact. Introspecția frecventă asupra naturii tale este foarte utilă. Frumusețea ta naturală are întotdeauna un efect foarte benefic asupra liniștii sufletești. Aerul proaspăt te poate inspira să faci exerciții fizice. Întrucât în condiții urbane pur și simplu nu ai suficientă timp pentru astfel de treburi. În ceea ce privește dieta, ar trebui să ți dezvolți gustul și să încerci să obții plăcere din mâncare. Restricțiile privind de nutriția sunt posibile numai în caz de alergii. Destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o natură veselă. Știi ce vrei de la viață? Știi ce trebuie să faci? Unde să mergi? Ai un fel de înțelepciune lumească ești harnică, ordonată, cu scop, trecând cu încăpățânare spre obiectivele tale, obții întotdeauna succesul și prosperitatea. Poți avea un succes în special în medicină, muzică și artă. Știi să apreciezi frumusețea, confortul. Vei realiza totul în viață datorită muncii tale grele, aplicând cu credință talente cu care creatorul te-a înzestrat cu generozitate. În afacerile monetare ești norocoasă. Sfaturi pentru tine. Suspiciunea este principalul tău dușman. Nu te chinui cu suspiciuni cu privire la bolile imaginare. Încearcă să stabilești un contact regulat cu comunitatea. Nu aștepta prea multe de la tine. Învață să percepi ușor viața și să nu te simți ca fiind captiva vieții.